UTA va debuta noul sezon al Superligii cu un meci de foc contra Rapidului. Partida este programată sâmbătă 13 iulie de la ora 19:15 pe stadionul Francisc Neumann. Și în etapa a doua, UTA va juca cu alte pretendente la titlu, Universitatea Craiova. Mircea Rednic nu vede un dezavantaj în faptul că echipa sa va întâlni în primele runde echipe tari. Prefer să, mai ales echipele care sunt angrenate sau care își propune obiective, de a câștiga campionatul, cupa, de a se califica în play-off, adică obiective care le au în contract și ținând cont de condițiile care le au, de bugetele care le au, prefer să-i întâlnesc la început. Și ei au făcut foarte mult, vorbesc de Rapid, că acum trecem la prima etapă, schimbare de antrenor, strategie, președinte, jucători mulți care au venit. E clar că la ei sunt mai multe mișcări decât la noi. Mircea Rednic a câștigat în sezonul 2002-2003 campionatul cu Rapid, însă consideră că nu are de ce să-i împărtășească actualului tehnician al albvișiniilor din experiența sa. Nu, are atâta experiență, are performanțe în spate, deci nu. Nu o să fie ușor, clar că e alt spirit, pretenții foarte mari, mai ales după investițiile care le-au făcut, mai ales după sezonul prost care l-au făcut, că eu îl consider un sezon prost, când investește atâția bani și nu reușește să prinzi o cupă europeană, clar, e un sezon ratat, de-aia ambițiile sunt foarte mari, clar și, pretențiile domnului Șucu și a suporterilor. O să fie un meci greu, ca toate celelalte, dar noi sper să fim pregătiți. Sper că la începutul meciului să aliniez cea mai bună echipă. Rednic este încrezător și mizează pe faptul că UTA va juca primul meci pe teren propriu, unde aportul publicului va conta. Se așteaptă la un stadion plin. Totodată, tehnicianul a afirmat că are tot lotul valid.